Nu ne-am văzut iară de ceva timp. Nu e nicio problemă. Facem treaba azi. Imediat intrăm în formalități, dar înainte de toate vreau să văd ce faceți. Vreau să stăm și noi la o vorbă dacă aveți chef, dacă nu puteți să dați skip, dar este topuri. Imediat facem și topurile, imediat îi dăm drumul. Este 4:42 dimineața. Acum filmez pentru că timp. Ce am mai făcut în ultimul timp? În primul rând vă place? Eh? 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 Am primit feedback-ul, am citit feedback-ul vostru de data trecută cu luminele, e aceeași poziționare, eu mai luminat în spate, mai întunecat, dar am zis că totul să mai aruncăm un, mă înțeles, să fie un pic de farmec acolo, să fie drăguț. Acum nu e chiar cum mă imaginam eu să fie, poate ar fi fost mai mișto altcumva, dar asta e. În altă ordine de idei, știu că trec mai rar pe aici, dar nu v-am uitat pe niciunul. Încă contează, de aia postez pe aici, dar cred că e mai bine așa. Încă încerc să-mi dau seama, încă am, uite, încă am lista cu, și majoritatea stăiate, după cum puteți observa. Încă încerc să-mi dau seama cum să postez, încă încerc să-mi dau seama cum să postez, să nu fie atâta de des, dar totuși să pot trăi din asta și să fie ceva interesant și pentru voi și să simt că clipul a fost cât de cât gândit și așa mai departe. Și desigur, faptul că na, asta e situația. Aici suntem, așa trebuie să o facem. Ce aș mai putea să vă spun? Am văzut foarte multe chestii în ultimul timp, dar vă spun sincer, nu merită să le fac la toate review. Am fost la Kaufland și eu mi-au apă din asta, cheile bicazului și mă adic câte sticla asta de mică. Mi se pare, mă rog, ce am mai făcut? Am făcut multe chestii. Dacă, din nou, nu este neapărat, mă doare în pulă, reclamă sau ceva, dacă chiar îmi duceți dorul, mă puteți găsi pe Discord, unde mai intru la discuții sau mai conviețuiesc pe acolo, că e cam singura platformă de social media pe care o mai accept, sincer, sau de interacțiune cu alți oameni. Și desigur pe Twitch dacă chiar vrei să intri în discuție cu mine, unde fac live chiar și astăzi. Da. Chiar acum, dacă nu mă înșel. Astăzi trebuie să fac live. Azi e joi când filmez asta. Nu am dormit azi noapte. Da, știu. E oribil. Dar îmi place pe Twitch, dar din nou nu vreau, că am observat asta, nu vreau să vă dea sentimentul sau impresia că am uitat de voi, că nu mai îmi pasă de YouTube. Că am găsit ceva mai bun și cum adică oamenii ăia sunt mai buni decât ce ai făcut aici în 5 ani cu noi? Nu, că în mare parte oamenii de acolo și de acolo și din partea asta altă sunteți cam tot voi. Îmi place mai mult interacțiunea directă pe Twitch cu siguranță. Cu siguranță. Stăm, de exemplu, că v-am spus mai înainte că am văzut multe chestii, dar sincer nu-și merită toate review-uri. Odată pe săptămână stăm la discuții, ne uităm la niște trailere și vă zic, băi, ce am văzut săptămâna asta, am văzut asta, nu merită, la 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 la, Hackerville, nu știu ce, mă înțelegeți? Deci vă aștept acolo în caz de vreți, dar hai să începem. Ce ați așteptat tot anul? A, da, și încă două chestii. Luminițele astea nu sunt puse că vine Crăciun, au spuse pentru decor, deci probabil o să le vedeți și în iunie. A doua chestie, e 4 fucking 5 imediat dimineața. Deci toate topurile astea, 4 topuri, o să le filmez acum, deci o să fie cu aceeași bluză, dar altă șapcă. Și nimeni nu o să-și dea seama. Bun. Ce? Te mituiesc să stai cu minte, pui, poftim. Ia și tu. Gata. Nu. Ce? Ați luat? Na, stați cu minte. Nu vreau să vă mituiesc mai mult, dar cei care vin pe live nu primesc doar asta, mă înțeleg, primesc și nu, treaba voastră, nu știu, nu.
Bună din nou locuitorilor, suntem tot aici, am preluat legătura de la cealaltă persoană din alt studio, tot aici, dar nu-i nimic. În fiecare an așteptați, chiar de la mijlocul anului, îmi spune Sucre, nu faci un top filme 2018? E mijlocul anului, în puii mei, ce vrei să spun? Sucre, știi ce ar fi mișto? Un top filme de groază 2018, suntem în martie. Și după cum știți, am anulat într-un fel, adică am anulat seria să devină, să fie tot mai frecventă cu top 5-uri, că am preferat că, băi, la un moment dat doar le fac ca să fie făcute, mă înțelegi? Da, ați avut și voi ceva propuneri mișto și de multe ori am făcut asta, dar am zis, băi, știi ceva? Topurile trebuie să fie o chestie sfântă pe care o aștepți o dată pe an, 4 topuri. Astăzi este primul și am inversat ordinea față de alți ani, din câte mi-aduc aminte. Astăzi începem cu top 5 mențiuni. Obișnuiam să lăsăm asta la urmă ca să-i dăm drumul să începem cu filme bune direct, dar am zis hai să inversăm ordinea, mențiuni, seriale, filme proaste și pay-per-view, main event-ul de fapt o să fie filme bune. Când o să le postez pe restul, nu știu, astăzi le filmez pe toate și vedem în timp, ca și cum aș vrea să filmez și niște review-uri ca să le pun între, știi, să arate frumos, dar o să apară, până la sfârșitul anului apare, da? Ce te plângi? Odată, în alți ani, adică anul trecut sau acum 2 ani, obișnuiam să le filmez de-abia prin februarie anul viitor. E decembrie, e sfârșit de an, suntem aici, nu? Cu plăcere. Cinci. Annihilation a fost un film de care nu am uitat, mulți au crezut că am uitat pentru că nu l-am mai menționat după ce a apărut atât de mult, deși am avut grijă să-l menționez destul de mult. Făcut de altă companie, de un studio și vândut la Netflix pentru că au zis, bă, ăsta cu femei nu prea are ce să caute în cinema și SF. Dar este un film cu niște femei puternice, cu o poveste SF extraordinar de interesantă, nu neapărat nemai întâlnită, dar bine făcută. Înțelegi? Într-o perioadă în care femeile se tot plâng că nu au roluri și joacă în Ghostbuster, vine Annihilation și bulangii de la studio nici măcar nu vor să-l bage în cinemauri. Frumos. Dar vă rog să-l verificați voi. Da. Anul ăsta am făcut și câteva review-uri de muzică până m-am plictisit sau săturat pentru că comentariile erau prea toxice, dar nu am cum să uit cel mai bun album de muzică pe care l-am ascultat anul ăsta. Și tu te uiți acum foarte, ești la marginea scaunului și te întreb cine e pe locul 4? Eminem, nu? Că Eminem a rupt cu J. Cole, come on, J. Cole. Jack White. Exact. Jack White, Boarding House Reach. Stai să mă uit că are un titlu în ăsta. Da, Boarding House Reach, știam eu. A scos cel mai blan album și albumul pe care l-am tot lăsat pe fundal, când nu știam sigur ce să ascult. Și asta înseamnă că și-a făcut o prezență, înțelegi? A fost acolo. Fiecare piesă parcă dă dintr-o extremă în alta. Da, cred că e corect. În același timp, cu cât îl asculți mai mult, deși poate nu știi cum se numește piesa respectivă, o să tot fi... Parcă n-am mai auzit asta înainte. În piesa asta. Și desigur, îs câteva piese care o să-ți rămână efectiv în cap, cum îs hiturile, dacă vrei, de pe album, Connected by Love sau Over and Over, pe care deja când le auzi le știi, ok. We connected. Deci, dacă nu ți-ai făcut timp, sau ai decis că hip-hop-ul este singurul gen de muzică din industrie, adică problema ta, ce mă interesează pe mine. Îți recomand albumul ăsta de muzică, că pentru mine a fost cel mai bun album de muzică de anul ăsta. Sincer, nu mă gândeam că o să intre în top. Sunt multe chestii care nu intră în niciun top, pentru că nici nu e gata anul și nici n-am apucat să fac foarte multe, dar ce e drept... Anul ăsta, hai să stau un pic mai frumos pentru voi, ce dracu, suntem la gala aici. Anul ăsta am apucat să mă joc mai mult decât în alți ani. Cu ocazia live-ului sau, mă rog, cârja live-ului sau faptul că fac și live-uri acum pe Twitch, e într-un fel obligatoriu să mor eu, mă țin careva cu furculița la gât, să mă joc și să duc jocul până la capăt și așa mai departe. Și am jucat multe jocuri anul ăsta. Am jucat Until Dawn, am jucat Detroit Become Human, am jucat The Last of Us în sfârșit,
dar nu m-a lăsat inima să nu pun Spider-Man pe locul 3. Deși The Last of Us este foarte lăudat și vă spun de pe acum, The Last of Us nu se află în topul ăsta, spre surprinderea voastră și ținând cont că a trecut atâta timp cât ați așteptat și voi să-l joc, nu pot să ignor chestiile mișto cu care a venit Spider-Man. Și nu este bun doar pentru că vezi, Doamne, îmi plac mie supereroii și așa mai departe, nu. Este, într-adevăr, este o poveste nouă cu Spider-Man. Nu am postat încă reveul, o să-l fac și pe ăla, e și ăla în plan până la sfârșitul anului. Este o poveste nouă cu Spider-Man, este o direcție nouă pe care eu personal nu am mai văzut-o. În același timp, dacă introduce un răufăcător nou, jocul te asigură să-ți prezinte și niște răufăcători destul de iconici. Plus mecanicile noi introduse, plus grafica superbă, plus faptul că efectiv mă jucam side quest-uri în afara live-ului, ceea ce n-am făcut cu niciun joc. Cu niciun joc nu m-am oprit din live la main story, da? Și după aceea în timpul meu liber să mă pun să mă joc side quest-uri. Pentru că efectiv parcă e o magie să te plimbi prin orașul, atât de bună e mecanica și atât de bine e construit orașul. Vizual e superb. Iar acum vin titanii. Locurile 2 și 1 întotdeauna sunt cel mai hype. Întotdeauna sunt cel mai așteptate. Dacă am ascultat muzică și am făcut reveuri anul ăsta, dacă am început să mă joc mai multe jocuri ca în alți ani, e bine, știi ce am început să fac? Iară. Mai mult ca în alți ani? Da, să mă uit la animații japoneze. Weebs out. Weebs out. Am văzut foarte multe animații japoneze și am fost surprins, plăcut, nu la toate, dar cu siguranță este încă un mediu nou pentru mine și cu siguranță nu vreau să vorbesc atât de mult, dar cea mai bună animație japoneză pe care am văzut-o și nu este serial, este film de animație japoneză. Anul ăsta cred că a fost, nu, adică așa am pus, Princess Mononoke. Și m-a lăsat masca un film ca Spirited Away, de exemplu, care, din partea mea, uitați-vă la amândouă, nu e nicio competiție aici. Princess Mononoke a fost filmul la care nu mă așteptam să fiu atât de plăcut, surprins și să simt o magie când mă uit. Super! O poveste atât de frumoasă despre natură, despre vietăți fantastice, despre oameni care nu știu sigur pentru ce vor să lupte, dacă vor să lupte pentru binele lor, că altfel conviețuirea lor este în pericol dacă nu mai fac industrializare și anumite chestii, dar în același timp pun în pericol și spusă. Nu e o poveste pe care n-ai mai auzit-o, da? Avatar și multe alte chestii. Dar e spusă atât de frumos încât e magic, să nu mai vorbesc de muzică. Dacă n-ai avut timp, chiar dacă ești un pic sceptic cu animațiile japoneze, tot aș vrea să-ți împing un pic filmul ăsta. Iar acum, pe locul 1, probabil așteptat, dar probabil nu. Probabil acum stai, ce, care-i mențiune? Păi de ce pune la mențiune? Pune jocuri, pune cărți, mai nou pune și animații japoneze și muzică, și un film care poate... Dar ce poate să fie pe locul 1? Am citit ceva cărți anul ăsta, din păcate locul 1 nu este ocupat de o carte. Am citit ceva cărți, da, am citit V for Vendetta și cam atâta, da, campion, și taci din gură, știu. Pom, 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 boy, 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 God of War, God of fucking War. Dacă o întreb pe mine care a fost cea mai plăcută experiență din toate mediile, da? Filme, gen sucre, dintre toate topurile astea. Ăsta e primul, deci nu știu următoarele. Ce mi-ai recomanda? Un serial, un film? Nu, God of War. God of War este o experiență așteptată de atâția ani.
Nu vreau să spun că știi chestia aia, dacă nu știi, sunt un mare fan God of War. Îmi place la nebunie God of War și poate ați observat că a devenit o chestie cu Kratos și îți dai seama, hype-ul era pentru mine destul de mare când am văzut că apare jocul ăsta nou. Kratos pentru mine, mi-aduc aminte când am primit un PlayStation împrumut de la un prieten și m-a lăsat să mă joc God of War, nu venea să cred ce văd pe PlayStation 3. E bine, ăsta nou e... Povestea e în altă direcție ca în jocurile precedente și mulți, probabil și tu, am pornit un pic sceptici, nu? Că îl știm pe Kratos și știm cum ne place Kratos, cu Olympus și Grecia și așa mai departe. Dar este un update atât de frumos. Să schimbăm zona, să schimbăm un pic istoria mitică, sau nu știu cum să mă exprim, îmi pare rău. A fost atât de refresh, știi? E, bă, da, ok. Orice joc putea să facă asta și unele au mai făcut-o cu un alt look, cu o altă direcție, deși personajul era atât de iconic și au dat fail. Dar nu God of War. Când începi jocul ăsta și începi și te bați cu creaturile alea, sau când începi jocul ăsta și vezi povestea cu fiul tău și are o chestie atât de interesantă pe care am observat-o, gen, tot jocul e un one shot. Știu unele jocuri care se oprește, după aia se prezintă cinematicul care are o cu totul altă grafică, chiar mai bună decât engine-ul și gameplay-ul și așa mai departe, da? Nu! God of War totul este one shot, totul e făcut ca să pară că e în aceeași, în același moment, se mișcă camera, se întoarce, se duce. Deci nu e scaturi, aia încerc să-ți explic. Fiul lui Kratos este o adiție, este o chestie care genul este degeaba. Poți să-l pui să facă acțiuni, are anumite păreri, are input-uri. Și mai sunt o grămadă de chestii pe care aș putea să le spun despre jocul ăsta. Când se termină jocul, se vede că... De asta apreciez foarte mult jocurile cu poveste, că câteodată apare câte unul din ăsta la care au stat oameni și au lucrat între 3 și 5 ani și au zis, băi, ori îl facem, gen, să spargem gura târgului, ori nu mai facem nimic și nu are rost. Și când spui o poveste foarte bună, e un joc foarte capabil, cu siguranță primește și merită locul 1. Cam ăsta a fost topul meu de mențiuni pe anul ăsta. Foarte important să lași și topul tău în descriere, în comentarii, evident. Ține minte, mențiunile înseamnă jocuri, cărți, poate doar te-ai jucat anul ăsta. Poți să lași top 5 jocuri, na? Poate doar ai citit cărți. Dar poate ai văzut un film pe care vrei să-l treci printre cărți și așa mai departe. Hai, spora! Cam atâta. Urmează top seriale, top 5 seriale, după aia filme proaste și filme bune. Dar până atunci, v-am spus la început unde ne vedem. Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.